1984, o bătrână văduvă, paralizată în scaun cu rotile, locuia singură într-o casă cu etaj. De când soțul acesteia murise în mod misterios, aceasta avea nevoie de un îngrijitor care să o ajute cu lucrurile uzuale. Ceea ce făcea lucrurile și mai dificile era faptul că parterul și etajul erau legate între ele printr-o veche scară. De fiecare dată când bătrâna trebuia să urce sau să coboare, îngrijitorul trebuia să o care în brațe, ca pe un copil. Într-o bună zi, poliția a primit un telefon de la doamnă. Avusese loc o crimă. Din cauza faptului că trupele de poliție erau puține și criminalul părăsise deja locul crimei, la casa doamnei și-a făcut apariția doar detectivă. Când a ajuns, a găsit cadavrul îngrijitorului, zăcând pe podea într-o baltă de sânge, corzile vocale smulse, și a văzut-o pe văduvă în capul scărilor, uitându-se spre cadavru, liniștită și tăcută. Și-a dat seama imediat că doamna nu ar fi putut comite crimă, dat fiind faptul că e imobilizată în scaunul cu rotile și n-ar fi putut să se miște singură pe scări, fiind blocată la etaj în tot timpul în care a avut loc crimă. Aceasta era asemănătoare morții soțului ei, care fusese sufocat, în somn, pe canapeaua de la parter. Detectivul și-a pus mănușile, a făcut poze, a căutat amprente și eventuale probe ADN și a acoperit cadavrul până la sosirea medicului legist, cu rutina uzuală. A căutat la parterul casei indicii și apoi a întrebat-o pe bătrână dacă poate face același lucru și la etaj. Ea a insistat că nimeni, în afară de ea, nu a fost la etaj toată ziua. Cu toate astea, detectivul a urcat scările și ea s-a dat din calea lui, după un moment de ezitare. În capătul scărilor se afla un coridor care ducea spre trei uși. Le-a verificat pe fiecare în parte. Primul dormitor, nimic. Baia, nimic. Devenise emoționat când a trebuit să intre în dormitorul în care văduva dormea. A deschis ușa și totul arăta normal. Un pat, un șifonier și o noptieră pe care se afla o veioză. Verifica pereții dormitorului îngrozit, nu din cauza a ceva ce găsise, dar a ceea ce nu găsise. S-a oprit și a îndreptat mâna încet către pistol. Era un detaliu atât de mărunt și totuși, când a investigat moartea soțului ei, îl pierduse din vedere. La etaj nu era niciun telefon. A auzit deodată un zgomot și a scos pistolul și a ieșit grăbit din cameră, doar ca să găsească căruciorul cu rotile gol lângă scări. Thank you.